Oamenii ai legii din poliția locală Drobeta Turnu Severin, dar și din Dol și Gorj, au venit să-i aducă un ultim omagiu colegului lor care și-a pierdut viața în misiune. Cu toții, familie, autorități, dar și o coloană de mașini au însoțit cortegiul funerar. În urmă cu aproape două săptămâni, polițistul local Constantin Barbu din Drobeta Turnu Severin a fost lovit cu violență de un recidivist în timp ce încerca să aplaneze un conflict. În cădere s-a lovit cu capul de caldarâm. În tot acest timp s-a aflat în comă indusă la Spitalul de Urgență Craiova. Nici după o intervenție chirurgicală, starea lui nu s-a ameliorat. Joi noaptea, inima polițistului s-a oprit.